Începând cu data de 17 noiembrie 2020, activitatea Serviciului Public Comunitar, în regime permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor călărași se suspendă temporar din cauza situației generate de pandemia COVID-19 până la data de 2 decembrie 2020. Candidații programați în această perioadă pentru susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere vor fi reprogramați și anunțați despre această situație prin intermediul școlilor de șoferi. Candidații programați pentru susținerea probei teoretice în vederea obținerii permisului de conducere se vor prezenta fără programare la sediul Serviciului Public Comunitar Regime Permise de Conducere și înmatriculare a vehiculelor călărași, începând cu data de 7 decembrie 2020. Pentru operațiunile de înmatriculare permanentă, transcriere vehicul, autorizare provizorie și radiere, persoanele fizice și juridice programate se vor reprograma pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și a vehiculelor.